Zeci de sesizări au ajuns în ultimele zile la sediul Aparegio. Târgujienii din diferite zone ale orașului sună disperați că nu mai au pic de apă la robinete. Presiunea a început să scadă încă din weekend, când gerul s-a instalat. La Runcu nu am avut probleme, însă la Șușița Verde debitul apei a scăzut de la 1600 de metri cubi pe oră la 880. Asta a însemnat ca toată zona de nord a orașului și cartierul Narciselor să fie afectat, adică etajele superioare au avut presiunea scăzută la apă. Noi am luat câteva măsuri, am pus în funcțiune frontul de captare Iezureni, care asigură aproximativ 350 de metri cubi pe oră. Reprezentanții Aparegio au găsit mai multe apometre înghețate și sparte din cauza gerului, cele mai multe fiind depistate în zonele Drăgoieni și Preajba. Am avut intervenții și la apometre sparte și locatarii sunt obligați, sunt nevoiți să și le izoleze termic. În această situație, reprezentanții societății speră ca mercurul din termometre să crească pentru restabilirea temperaturilor care să nu mai provoace avarii la rețeaua de alimentare cu apă.